asta încercăm să cultivăm cartofi în exagerație. E un experiment, prima oară. Da? O să vă explicăm exact cum procedăm. Aici avem compost. Cam 3 ani vechime, cred. Și l-am usat de asta mare de rafie, de lată, să aibă undeva la 10 cm. Da. Și totuși e compost semi-descompus, am tot adăugat aici și gunoi de graș și resturi vegetale. Acum că am pus 10 cm de compost, luăm cartofiorul, îl turnăm în două, ținem cont de colți și băgăm în cenușă. Cenușa fiind un dezinfectant și fertilizator. Foarte bun fertilizator. Da, și trebuie să ținem cont cei care i-ai tăiat și cei care nu n-o să-i tai, nu? Păi, până acum i-am tăiat pe toți și cred că o să-i tăiem, pentru că ei deja sunt foarte mari. Nu prea avem... Eu aș fi vrut și trei întregi. Pentru... Așa. Și acum, tot ce trebuie, făcut este să ia făcerea, să ia cu grijă. Continuăm tot așa. Pe măsură ce ei cresc. Pe măsură ce ei cresc, adăugăm, în speranța că sacul se va umple de cartofi. Noi vom rămâne cu mare surpriză la plan. Doamne ajută! Așa să fie. Continuăm.
tot ceea ce se vede în fața mea sunt lați în două, iar cei trei din spate le-am lăsat întregi. Așa vom vedea în toamnă care e diferența între ăștia tăiați și cei netăiați. Vă urez o zi bună și să rămâneți alături de noi până în toamnă să vedem rezultatul. Toate cele bune! Thank you.